Salut, prieteni! În acest video am să vă spun câteva sfaturi la început de cale în administrarea afacerii. Aceste sfaturi sunt din experiența mea proprie în cadrul proiectului examen.media. Primul sfat care vreau să vă dau este ca să nu cumpărați utilaj ieftin. Desigur că atunci când deschizi o afacere ai nevoie de mai multe lucruri, fie uneori poți ai nevoie de automobil, fie uneori poți ai nevoie de un aparat video, foto, fie că ai nevoie de o tablă lightboard, cum eu am avut nevoie, sau de calculator. Sugestia mea este să nu cumpărați utilaj ieftin. De dorit este să luați de la mediu în sus, pentru că practic, acest utilaj, dacă cumva afacerea dă eșec, măcar ai utilajul bun care l-ai cumpărat și apoi poți să-l vinzi la un preț decent. Iar dacă este ieftin, practic nu-l mai poți vinde decât să-l arunci, pentru că se defectează destul de rapid. Pentru lecțiile online, eu am avut opțiunea să cumpăr tabletă ieftină de 150 sau de 200 de dolari. Însă am ales opțiunea să cumpăr o tabletă, nu tabletă, dar mai mult calculator 2-in-1, Microsoft Surface 4 și am dat 600 sau 700 de euro și nu regret acest fapt, pentru că el lucrează fără nicio eroare, elevii sunt mulțumiți de calitate și eu sunt mulțumit. Un alt exemplu ar fi că pentru administrarea paginilor de Facebook și Instagram este nevoie de telefon. Desigur că puteam să aleg un telefon ieftin, dar am ales să dau angajatului un Galaxy S8. Mult mai rapid lucrează, angajatul este mulțumit și totul merge fără erori. Un alt exemplu de utilaj este că am ales să folosesc Wi-Fi mai scump, plătesc 800 de lei lunar pentru Wi-Fi-ul de aici, este 5G și este și simplu, 4G, însă calitatea este impecabilă, fără erori, se transmite lecțiile live fără întrerupere și astfel eu am doar de câștigat. Un alt exemplu este că aplicația care utilizez Zoom.as este puțin mai scumpă, însă opțiunile care sunt acolo răscumpără banii investiți. În concluzie, primul sfat, nu economisi la utilaj. Mai bine dai mai scump, dar mai bun, astfel ești mereu în câștig. Un alt sfat care vreau să vi-l dau este să nu vă temeți în privința aparatului de casă. Eu sunt în domeniul serviciilor și după prima experiență de afacere cu vinderea genților, am hotărât că nu mai doresc să fiu în sfera de produse, să vând nemijlocit produse fizice, dar mai bine este să fiu în sfera de oferire a serviciilor. Dacă ești în sfera aceasta de afacere, mult mai bine, din punctul meu de vedere, este să nu ai aparat de casă. În Republica Moldova este legal să emiți o factură tipărită pur și simplu pe foaie A4 cu datele companiei, persoana, client, merge la bancă cu buletinul și achită în contul firmei. Astfel, elevii care sunt și învață la examen.media, li se emite o factură cu numele, prenumele lor, merg la bancă și depun banii în contul bancar a firmei. Astfel, eu pot vedea orice plată care a intrat sau care a ieșit în web banking. Sugestia mea este să nu vă bateți capul cu aparat de casă, dar să trimiteți oamenii la cea mai apropiată filială a băncii cu care colaborați. Un alt sfat care vreau să vi-l dau este să nu economisiți prea mult la publicitate. Această greșeală am făcut-o eu. În primele luni de activitate am cheltuit numai 110 dolari pe lună pentru publicitate. Aceasta este puțin. Pentru afacerea mea, cred că era mai bine 300 de dolari pe lună să cheltui pentru publicitate, astfel mai mulți clienți aș fi avut și s-ar fi răscumpărat banii aceștia. De ce nu economisiți prea mult la publicitate? Și în acest context legat de publicitate, sugestia mea este să folosiți mult mai mult pagina de Facebook, să faceți publicitate pe Facebook și Instagram. Desigur și Google AdWords, dacă aveți specialist în domeniu, în cadrul companiei, sau la noi în Republica Moldova este destul de popular să faci reclamă prin Numbers sau 3D9. Eu la moment pe 3D9 nu fac așa de mult publicitate pentru că publicul meu țintă nu stă prea mult pe 3D9. Publicul meu țintă stă mai mult pe Instagram și Facebook. Concluzie, este bine să nu economisești prea mult la reclamă, să utilizezi Facebook-ul și Instagram-ul la maxim posibil. La fel, dacă ai posibilitatea, angajează o persoană care să se ocupe cu postările pe Facebook și Instagram. Așa am făcut eu, pentru că acea persoană mi-a luat foarte mult din povara de a răspunde la mesaje, de a coordona cu orarul și de a vorbi cu clienții. Iar banii care îi cheltui pentru angajat sunt răscumpărați prin faptul că eu am mai mult timp liber de a mă ocupa de administrarea afacerii și de a preda matematică.
Continuând legat de publicitate, noi utilizăm pentru postările noastre pe Facebook și Instagram o aplicație online, se numește Canva, și de pe telefonul mobil sau de pe calculator poți ușor să faci o postare cu niște imagini puse acolo, care nu e atât de fancy și super calitativ, însă economisești o grămadă de bani. Iată sfatul meu. Dacă puteți cumva să economisiți la anumite resurse umane, de tip să nu angajezi un specialist în design la moment, atunci nu este numai decât. Pentru mine așa funcționează. Poate în domeniul care voi sunteți este necesar să aveți un graphic designer angajat. Un alt sfat care vi-l dau la început este să nu vă bateți prea mult capul cu contabilitatea, adică cu compania sau persoana care se va ocupa de contabilitate. Spre exemplu, eu nu am contabil angajat, pentru că mi este prea scump să angajez un contabil. Am o firmă de contabilitate care se ocupă de toate dările de seamă și eu plătesc, cred că 800 sau 700 de, 700 de lei pe lună pentru serviciile de contabilitate. Mai ales că nu am aparat de casă și asta nu ușurează viața, este mult mai ieftin contabilitatea, că totul are loc prin extrasele online. De aceea, nu căutați să fie o firmă foarte scumpă de contabilitate, eu cu 700 de lei lunar îmi rezolv toate problemele contabile care le am. Un alt sfat care vreau să vi-l dau, în cazul în care aveți angajați și nu lucrați de sine stătător, este să nu vă țineți foarte mult de lucruri mărunte. De exemplu, că acolo s-a scăpat din vedere 50 de lei, că acolo s-a scăpat din vedere o dare de seamă, că acolo s-a scăpat din vedere lucrul acesta. Pur și simplu, fiți cât mai liberi și dați libertate mult mai mult oamenilor cu care lucrați. Pentru că astfel creșteți în ei responsabilitatea. Eu uneori mai mi decidez de la mine să nu intru într-un conflict legat de bani sau legat de acolo o oră că a venit sau nu a venit elevul la lecție, să punem 100 de lei sau să nu punem 100 de lei, mai bine zic, ok, noi punem și mergem mai departe, nu ne concentrăm pe lucrurile mărunte. Doar dacă sunt anumite probleme mai mari, atunci se vorbește direct în față și se rezolvă problema. Lucrurile mărunte, nici nu atrageți atenția la ele, pur și simplu ignorați-le sau rezolvați-le rapid, în detrimentul financiar personal, dar astfel îți economisește nervi și timp. Acestea sunt sfaturile din acest video. Sper că experiența mea îți va fi utilă și ție. Succes ție în afacere, succes și mie!